Să aibă curajul de a căuta să vadă limpede, să discearnă între închipuire și adevăr. Adică între închipuirea că putem face o lume mai bună și mai frumoasă și adevărul că nu putem. Că lumea e aceeași de ani și ani, deși prin ea au trecut cu miile oameni și buni și frumoși. Oameni care au bătătorit căi către mai bun și mai frumos și mai înalt. Oameni care totuși nu au putut schimba măsura de rău care există. Cum nici noi nu vom putea, nici cei care vor fi după noi. Știu că o parte dintre voi ați fi așteptat probabil să spun lucruri mai pragmatice, mai puțin filozofice, dar am socotit că despre problemele societății românești, despre posibilele ei soluții s-a tot vorbit. Deci cred că fiecare dintre noi, nu doar generația noastră, este chemată ca într-o lume care ne învață să devenim una cu cenușiul din ea, să aleagă să o caute și să urmeze frumosul și binele. Știu că poate suna utopic ceea ce tocmai am spus, însă dacă am înțeles ceva în anii pe care i-am trăit până acum, nu mulți la număr, este faptul că fiecare dintre noi poate fi motiv celuilalt să rămână. În țară, neșovăielnici în luptă, dar mai ales neclintiți în dragoste. Nu-mi place cuvântul acesta, trebuie. Vreau să știți fiecare dintre voi, român din țară și român din afară, român prin naștere sau român prin propria hotărâre, că sunteți liberi, deplin liberi. Însă fiecare alegere pe care o faceți, voi vă asumați. Și așa cum alegeți și trăiți. În lumea aceasta și în veșnicie, dar mai ales în veșnicie. Socotesc că puține sunt cele pe care le putem face noi ca oameni pentru biserică, fiindcă biserica face mult mai multe și mai cuprinzătoare pentru noi. Nu ca instituție, ci ca viață. Singurul lucru care mi-a venit în minte că poate fi făcut de românii din diaspora și de românii de pretutindeni, deși întrebarea este despre cei din tâi, este să nu uite, de fapt să nu uităm că dragostea lui Dumnezeu e pretutindeni și nu încetează niciodată să ne înconjoare. Știți? Mari și de necuprins cu mintea sunt minunile acestei iubiri a lui Dumnezeu pentru om. Și mulți dintre noi vorbim cu ardoare despre unele dintre ele. Însă durerosul adevăr despre noi este că adeseori stăm înaintea dragostei lui ca și cum nu am fi cunoscut-o niciodată. Și muți, și surzi, și orbi, dar mai ales implacabili în hotărârea noastră de a ne trăi viața plângându-ne de milă. Aceasta cred eu că este tragedia omului, tragedia fiecăruia dintre noi. Să trăim copleșiți, învăluiți de dragostea lui și să ne îndoim că este Dumnezeu. Alege acest mă descurc eu singur, care invariabil duce către Doamne, dacă m-ai fi iubit, nu mă părăseai, nu mă iubești, deci nu existi. Alegeți deci să căutați și să urmați lumina, fiindcă sunteți pentru toți cei pe care îi numim generic străini, nu doar carte de vizită a spiritualității noastre, ci și expresia trăirii ortodoxiei. Păstrați în voi vie credința și tradiția acestui neam, știind că biserica nu părăsește niciun suflet, indiferent de unde alege să trăiască pe pământ.